Și Selby deschide tot din același loc, din partea stângă a bilei Maro, așa cum execută lovitura. N-avea sens să atace bila roșie la buzunar din moment ce bila neagră e blocată, bila roz de asemenea. Buzunarul de mijloc. Grea lovitură. A avut bila albă lângă mantă și o șansă pentru Joe Soil. Asta nu e bine. Deblocat. A deblocat bila Da. neagră și nu știu, s-ar putea să nu-i fi lăsat poziție la buzunarul drept. Nu. Aici a avut Doar la noroc. cel verde. Da, acel verde. Six. Fourteen. Fifteen. Selby controlează meciul. Nu mi-ar plăcea să câștige cu 4 la 0. Da, Încă, și-a eu repetat încă sper la performanța. o finală echilibrată. Nu are pe prea unghie drept. să trimită bila albă în pachet. Drept, Da. uzură cu retur și cealaltă bilă din dreapta pachetului. La mijloc. Da. Destul de bine. Da. Are unghi bun pentru a Foarte. coborî la bila albastră și a sparge pachetul de acolo. Bila albă trimisă în bila roz. În plin. Uite, era acolo lovitură s-a uitat mai combinată, devreme. da, s-a S-a uitat. uitat, a verificat. Și are o S-au comită continuare fals. grea, să știi. Da, așa e. 36. E riscant să mai continue. Ar trebui să joace la siguranță și să aibă răbdare.
E formidabil. De ce unghi a reușit să trimită în buzunar bila roșie? Senzațională la victoria. Bila albă a rulat prea mult pentru a continua la buzunarul stâng. De aceea e obligat să joace la buzunarul de mijloc. Bine, bine de tot. Va veni din nou prin partea dreaptă a pachetului. Acum trebuie să fie mai atent. Cred că este singura bilă care mai poate fi jucată, nu? Sunt două bile. Sau una singură, da, așa. Ar putea ca cea mai apropiată de pachet. La da, ca cealaltă să fie blocată de da, cea da, da, de care vorbim. Nu-i place, a rulat prea mult. Prea mult și intră în carambol cu cea mai apropiată de bila neagră. Ba chiar există riscul să o trimită spre bila neagră să blocheze bila neagră. Da. Și cealaltă avea loc. Da, da, da. O traiectorie liberă. Foarte bună intensitate a loviturii. Și carambolul controlat. Și te uiți atent când se ridică de pe lovitură, se observă că are o reținere. Da. La gât. E ușor... Închilozat, nu forțează. Acum nu mi s-a părut. Acum am fost atent, nu mi s-a părut. Se mișcă așa, stânga-dreapta, dar nu foarte mult. Nu mai are acea s-a mișcare corectat puternică în cap. Să vedem. Bun, ce, sigur că da. 54 cu 75, bilă roșie și încă o bilă colorată pentru 2-0. Și-ar fi dorit să mai ruleze bila albă și să fi rămas mai drept pe lovitură. Și la bila albastră sau să intre în carambol cu bila roz. Oh, oh. Ce a fost asta? Un, ce șansă pentru Joe Swell. Da, un miscue, o chiflă pe da, românește. E, s-ar putea ca Joe Swell să... poate restabili egalitatea de aici. Bine că nu a comis și fault. A lovit foarte jos cu tacul pentru a evita caramolul cu bila roze. Înseamnă că bine la neagră de trecătoria liberă la buzunarul stâng. Sigur. Dacă a jucat așa. Primele puncte da, al lui Joe Swell din acest meci. Dacă Selby
A deranjat. Probabil o urmă de cretă. S-a complicat, a încercat să iasă prin dreapta celor două bile roșii, să joace următoarea bilă în stânga. A, nu avea nevoie. Dar cred că bila roșie, cea mai apropiată de bila neagră, are în continuare traiectoria liberă. Da, am preferat să joace bila roșie pentru a debloca bilele roșii. 31. Prea drept. Avea nevoie de un unghi și să obțină poziție în partea dreaptă a bilei roșii. Și acum a rămas, ar putea să joace bila roșie la buzonul de mijloc, de partea dreaptă. Da. Care ar fi mai greu acolo. Nu mai avea altă variantă. Depinde ce dorește să joace după bila roșie. Foarte important. Bila neagră. Bila neagră. Atunci pune tacul jos. Da, așa cred. Bila roz. Opa. S-a terminat, cred. 25 cu 35, bilă roșie și încă păcat. O bilă colorată, da. Ai anticipat bine că a greșit. După ieșirea la bila neagră. One. Poker. It's all about deciding your game. What would you choose? I choose a different game experience. I can pick my favorites, my stakes, even my team. Easy. Or the knockout. Join 888poker.net and play for free. I'm Georges St-Pierre, and I play different. Do you? 888poker.net. We play different.